Voi de la capăt. Da. Adică în dinamica lucrurilor și ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, sigur că apar atâtea și atâtea probleme. Fiind și o clădire, spunem așa, veche și fiind foarte dezafectată la momentul în care ne-am trenat, sigur că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le remediezi. Sunt probleme.